Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, domnilor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere de a găzdui astăzi doi profesioniști în domeniile dumnealor de activitate, doi oameni dedicați sporturilor cu motor și nu numai. Așadar, domnilor, domnilor, iată, ne revedem, ne reauzim cu domnul Constantin Ciufrilă, organizator de competiții automobilistice. Bună ziua! Bună ziua! Și în egală măsură cu domnul Cristi Tudor, unul dintre prietenii emisiunii și șef siguranță traseu în cadrul acelorași competiții automobilistice. Bună ziua! Bună ziua, mulțumim pentru invitație și mulțumim că din nou sunteți alături de noi. Facem tot posibilul, așa cum știți, și noi suntem pasionați de ceea ce înseamnă fenomenul automobilistic sportiv, un domeniu care, iată, aici în Gorj are continuitate grație efortului susținut în permanență al domnului Ciufrilă, practic omul care a ținut în viață aici în pe meleagurile lui Brâncuș sporturile cu motor, a ținut în viață sporturile cu motor, în ideea în care știm cât de dificil preponderent pe filieră financiară este să menții, să organizezi și să menții o astfel de competiție. Domnule Ciufrilă, ca o primă temă a discuției, concluzii după etapa de la Rânca, una deosebit de spectaculoasă, una la care au luat parte nume grele ale scenei automobilistice. Da, am avut deosebită plăcere că anul acesta să avem cei mai mulți piloți, deci din an în an noi creștem ca piloți. Tot timpul ne-am dorit că traseul acesta de la Lânca, care este cel mai frumos din țară, și nu numai eu o spun ca organizator, o spun și concurenții care vin la noi, reușim ca să aducem în 2019, conform competiției, Cupa Gorjului acasă la Brâncuș, în Rânca 2019, cu Forlighter, care am avut deschizătorii, că așa se numesc Forlighteri, 92 de echipaje, deci am avut 92 pe traseu, deci cei mai mulți de când organizez eu această etapă. Un număr impresionant. Un număr foarte mare, un număr care ne bucură ca organizatori și toți care au fost implicați în acest eveniment, împreună și cu Cristi, care m-a ajutat foarte mult și mă ajută de câțiva ani. Și mulțumesc că trebuie să facem o echipă dinamică și foarte, cu eforturi foarte mari, ca să putem să avem și rezultate foarte bune. Mai avem puțin de lucru la organizare, dar eu zic că, în general, toată lumea a fost mulțumită, a ieșit foarte bine această etapă. Nu numai eu o spun și mulți care au văzut această etapă, care au fost spectatori, mulți care au concurat. Nu o să mulțumim niciodată pe toată lumea, că a mai fost câteva chestii, avem ceva probleme cu parcul de service, acel parc unde fiecare pilot are asistența mecanicii. Noi, având parcul pe acest traseu, mai avem probleme din cauza traseului, e puțin în pantă și din cauza asta nu cam mulțumim la parcul de service așa de mulți. Ei tot timpul zice că parcul de service e puțin deficitar. Dar din punct de vedere al traseului, traseul este extraordinar de frumos. Și apropo, legat de acest traseu, Cristi, i-am ascultat și am citit declarațiile și participanților, mă refer aici la automobiliști, și ale celor care au venit să-i însoțească, și a tuturor aici de-a lungul anilor la Rânca. La unison, toată lumea spune același lucru. Unul dintre cele mai frumoase trasee de viteză, traseu montan, VTM-ul, iată, din țară. Da, deci suntem binecuvântați cu un traseu excepțional. Din fericire putem spune că am avut mereu sprijin din partea, mereu, când, indiferent cine a condus compania de drumuri, a înțeles că acest traseu face parte din
tradiția județului și mereu au fost lângă noi, am primit mereu sprijin, nu vorbesc pe plan local, vorbesc pe plan regional sau pe planul companiei. Mereu am primit sprijin, întotdeauna am discutat cu domnul Ciufrilă și împreună cu cei de la FRAS și cu piloții unde s-au plâns și au spus, domne, acolo cred că mai avem nevoie de un parapet montat, întotdeauna s-a montat și le-am asigurat, pentru că, în primul rând, ne laudă nouă acest drum, ne laudă nouă județul, merg mai departe cu, și corect, spun peste tot în țară și mai departe despre frumusețea și tehnica, este un, dintre, cred că, cel mai tehnic traseu, diferența de altitudine foarte mare. Aici deja intervine, așa cum am mai povestit noi la un moment dat, nu e vorba numai de pilot, de mâna pilotului, e vorba de mecanici, echipa de mecanici care trebuie să regleze mașina foarte fin, pentru că diferența de altitudine poate influențează de fapt foarte mult puterea mașinii și timpii. Și atunci putem spune chiar că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu acest traseu și este păcat să pierdem această competiție, că în primul rând nu e vorba de, așa cum comentează pe la colțuri unii și alții, nebunia lui Ciufrilă și a lui Tudor. Nu, este vorba de numele județului dus mai departe, este vorba de numele competiției acasă la Brâncuș, este vorba de, economic vorbim, financiar, bani care vin în acest județ. Vorbim de 92 de echipaje, fiecare vine cu 4-5 minim membri în echipaj. Da. Da? Păi facem o socoteală simplă să vedeți că ne-a atribuit undeva la 300, minim 300 de camere. Pentru că e vorba și de staff-ul tehnic, ce vorbea și domnul Ciuflă mai devreme, cei de la federație care vin, cronometrori. Este o întreagă desfășoare de forțe. Putem spune că este exact o desfășoare de forțe. Și atunci vorbim minim 300 de camere care au fost ocupate timp de 3-4-5 zile. Deci despre ce vorbim? Vorbim despre bani aduși în județ. Corect. Cu greu aduși de către domnul Ciufrilă, care eu unul cel puțin știu cât să-ți bate de mult, cât să chinui. Eu îl ajut atât cât pot, cât îmi permite timpul. Mi-aș dori să fac mai mult, dar din păcate nu pot, pentru că am serviciu de așa natură încât de multe ori sunt plecat. Dar cât am putut, am venit lângă dumneavoastră asta nopțile pe traseu să delimităm parcul service, exact ce spunea. Am solicitat primăriilor din zonă, am solicitat Consiliul Județean să ne sprijine cu amenajarea unui astfel de parc, pentru că având un teren asfaltat sau betonat, un parc service foarte bine pus la punct și închis, securizat, poți să vii cu o competiție FIA de nivel european. Pentru este că probabil asta ceea ne lipsește. Ce ne dorim cu toții. Da, dar asta ne lipsește. În momentul de față, asta lipsește traseului de la Rânca, să poți să ridici pretenția, să chemi federalii să vină să vadă traseul. Neavând nici măcar nu-ți vin, că ei văd clar pe unde pui mașinile. Acolo nu mai vorbim de platformă. Acolo îți vine tirul. Da, vin două tiruri. Că trebuie, un spațiu, trebuie un spațiu destul de măricel. Exact, acolo îți vine cu tirul, mașini, garaj. Strict ca nivel de idee, ați identificat posibile locuri unde să fie amplasat un potențial? Nu cred că avem nicio șansă momentan să facem un parc din ăsta mare decât dacă se face o parcare care nu există. Și dar știți care este problema? Totdeauna s-au găsit soluții. Deci am găsit soluții, s-au pus mașinile pe traseu, și-au găsit fiecare un loc, au pus asistența tehnică lângă mașină, chiar pe teren, lângă traseu, lângă parcul de servis. Deci până la urmă am găsit soluții și găsim în continuare soluții, indiferent de, să zicem că vor fi 100 de echipaje, care noi cam asta este media finală. Deci peste 100 nu mai dau loc. Voie să se înscrie. Așa și găsim, pentru că mai avem stația PECO al celor de la IPECO care ne-au ajutat de fiecare dată și ne-a dat spațiu atunci, pentru că și așa nu se mai circulă pe traseu. Și avem acolo, cred că intră vreo 4, cred că 8 mașini intră acolo. Mai sunt, deci, posibilitate ca să ne punem și să ne organizăm în parcul de servicii există. Dacă am putea să facem o etapă de campionat european, atunci nu o să putem să avem, pentru că acolo o să vină cu tiruri, o să aibă și ne trebuie adică o parcare imensă. O parcare imensă ca să putem să punem. Deocamdată nu suntem, ne-am dorit să avem o etapă de campionat european. Gândiți-vă ce înseamnă pentru Gorj, pentru Rânca, ce ar fi să avem un campionat european. Și sunt convins că și cei care ar veni aici, din afara României, participanții oficiali, ar fi încântați de traseu. Traseul este
extraordinar. Dar am avut bulgari care a fost acolo câțiva ani, deci am avut și care le-a plăcut traseul. Și chiar voiau, la un moment dat, voiau să vină și anul acesta, dar etapa noastră de la Rânca era cu o etapă de la ei din campionatul lor. Normal, și de aceea n-au venit. Dar să știți că plus că am avut acel camion. Deci anul Formula acesta, pe lângă cele 92 de deschizători, chiar am avut un camion, domnule, care a fost o frumusețe pentru noi, pentru Gorj. Și a făcut spectacol, lumea, asta spun. Să vezi un camion alergând pe traseu de la Rânca. În primul rând e elementul de noutate, exact. Pentru că n-a mai fost așa ceva pe traseu, și apoi mastodontul în sine, adică să execuți manevre de VTM, cu un asemenea un utilaj. Avea undeva la 700 de cai putere, adică nu era un camion de... Sau mai era mult, un camion de curse. Special deci pentru curse. Pentru cine a venit cu el vrea la un moment dat să introducă și acest sport în România, bine, nu pe coasta la Rânca, să fac numai pe circuite, dar a venit să facă cunoscut publicului și acest tip de motor, de motosport. Senzație. Clar a făcut senzație. Vorbim de 92 de participanți anul acesta. În alți ani poate 80, 85, 78. Cât de grea, aici voiam să ajung, cât de grea este munca din spatele? Pentru că cei care vin să vadă, vin sâmbătă, duminică, se uită la competiția propriu-zisă, se uită la timpii de calificare, așa, comentariile inerente, că știți că românul se pricepe la sport. La orice. În principiu, dar nimeni, sau aproape nimeni dintre cei care vin acolo, nu știe cât de grea este munca de organizare pentru două zile de spectacol. Pentru că este o muncă titanică. Deci vă spun, eu mă apuc de organizare cu două luni înainte. Deci încep cu două luni înainte. Deci cum am avut anul acesta pe 31 întâi, gândiți-vă că eu din iulie m-am ocupat, am început demersurile. Așa, în care sunt foarte grele și tot timpul le finalizăm pe ultima 100 de metri. Dar tot timpul. Da. Asta pentru că n-ai cum altfel. Sunt foarte multe. Trebuie să obții. Sunt foarte multe avize pe care trebuie să le obții. Discutăm de planuri de securitate împreună cu foarte multe instituții. Vorbim de, pentru că este angrenat, jandarmerie, ISU, ambulanță, toate forțele, salvamont, poliție rutieră, poliția națională, poliția locală din Novaci. Adică sunt foarte multe instituții și trebuie să lucrezi cu fiecare. Și primul la rând ne trebuie bugetul. În primul rând bugetul. Nu avem buget, nu pot să organizăm. Bugetul este foarte mare, deci a crescut foarte mult. Foarte mult. A crescut numărul de arbitri pe traseu foarte mult în anul acesta. Și aproape deja, dublu. S-au dublat cheltuielile. S-au dublat cheltuielile și vă spun, poate înainte reușeam cu 20.000, acum cred că ne trebuie cam 30 ceva de mii de euro. Deci nu putem să-l facem fără... E foarte mult. Mulțumiri aș... toți care ne-a ajutat, trebuie să le facem mulțumire, că fără ei nu puteam să facem. Mulțumim Consiliul Județean, mulțumim primăriei orașului Novaci, mulțumim primăriei Baia de Fier, care ne-a ajutat, domnul Turbăceanu, mulțumim și primăriei Târgu Jiu, care ne-a ajutat să expunem mașinile și care să facem publicitate pentru promovarea acestui eveniment. Deci, lângă această etapă, au fost aproape toți care i-am enumerat aici, deci fără nu se putea, nu pot să organizez această etapă. Nu se mai poate, sunt foarte mulți bani care trebuie să îi strângem și să putem să-i avem pentru. Iată, asta pentru, este. Cum ar spune cineva, doar două zile de spectacol. Da, două zile de spectacol ne costă foarte, foarte mult. Și fără buget nu poți să-l faci. Fără așa buget este. Nu se poate face. Asta vreau să spun, costă foarte mult ca organizare, dar și banii care vin înapoi în județ sunt foarte mulți. Și ca imagine vorbim, care imaginea e cel mai greu de cuantificat, n-ai cum să calculezi. E ușor să o strici, e greu să o construiești. Exact, e foarte ușor să o strici și atunci trebuie, noi asta am zis mereu, dumnezeu, haideți să vedem cine aduce mai mulți oameni, imagine, un concurs de motosport, care știm ce înseamnă și am văzut și am demonstrat de-a lungul timpului, vorbim de coastă, vorbim de drift, de off-road-ul de la Runcu, de concursul de buggy și rally cross de la Preajba. Adică haideți să ne uităm, cine aduce cei mai mulți oameni de afară, noi cu motorsportul sau acele
nu știu, spectacole făcute prin nu știu ce comună și prin nu știu unde, cu niște sume imense. Toate au rolul lor, toate acum au, dar nu putem să... Noi asta am cerut. Din afară, da, într-adevăr, din afară cred că cei mai mulți oameni astfel de acțiuni sportive. Noi ne, bucurăm, noi ne bucurăm că avem foarte mulți spectatori, asta ne bucură foarte mult. Sunt mulți care au venit, chiar vă spun, și cu rolote și cu tot au stat chiar acolo. Deci a fost foarte frumos. Cei de la Rânca, vă spun, foarte multe camere care s-au ocupat, foarte mulți piloți au stat la Rânca. Avem o problemă, o problemă care trebuie să o încerc pentru anul, să nu mai facem această etapă în perioada asta de vacanță și concedii. Vreau să nu mai fac la anul, vreau să o încerc să o fac la sfârșitul septembrie, pentru că avem aceste probleme cu oamenii care vizitează Transalpina. Și care, evident, și stau vrea să mai, perioadă. Da, care stau blocat. Și atunci, ca să evităm acest blocaj care va fi pe Rânca, încerc să-l fac la sfârșitul lui septembrie sau încerc chiar la începutul lui octombrie să fie. Pentru că atunci nu o să mai avem atâția vizitatori și nu mai dăm drumul nici la circulație ca să mai fie atâta problemă. Da, este foarte... Pierdem mult timp atunci, se pierde foarte mult timp traseului. Și așa, dacă noi avem... Trebuie resecurizat traseul. Tot de la sunt capăt, foarte multe, mașinile reașezate, da. Totuși, se pierde mult acolo. Și atunci luăm în calcul varianta de a micșora timpul de închidere fără deschiderea circulației. Dacă poate, dacă merge totul bine, nu mai avem. Putem să terminăm și chiar mai devreme, cum am dat drumul și la circulația anul exact. Acesta și mai devreme... Am putut să dăm drumul mai devreme, să, deci a fost, dar atât de multe mașini au fost și am mulți vizitatori în care erau kilometri de mașini și atunci nu mai putem, deci acea oră este insuficientă. Corect. Și noi tot timpul am depășit cu o oră jumătate, chiar dacă am închis, trebuia să scoatem mașinile de pe traseu, foarte greu. Și am hotărât și am discutat chiar și la Cristi, la drumuri și la poliția rutieră, să încercăm ca să nu mai dăm drumul, ca să fie etapa, să știe că e închisă de la ora de la ora de și atunci nu o să mai fie probleme. Cred că n-ar fi nicio problemă dacă se anunță din timp și oamenii știu, domnule, sâmbătă și duminică nu urcați că veți rămâne acum, până la ora 8 acolo. Dar și acum se anunță, deci în afară de anunțurile, de panourile care se pun cu 2 săptămâni înainte, care sunt obligatorii, se anunță în presă, se anunță peste tot, dar oamenii zic, păi ce, eu stau să mă uit după panouri pe drum? Da, mai zicea da, cineva. Vechea, da, vechea meteană. Da, mai păi povestea domne, cineva. Dom'le, dar de ce n-a spus că e? Păi, dom'le, n-ai văzut, dom'le, panou? Că am avut panouri și în rând, că am avut și panouri peste acolo la intrare în pasul... Și la jos, la obârșa rotului. La obârșa rotului am avut. Dom'le, trebuie să pun unul mare, mare de tot. Da, eventual... Dom'le, să citești. Da. Nu se pot niciodată mulțumit pe toată lumea. Multora le place, mulți au venit și au rămas la competiție, au zis că nu mai trec atunci, că rămân până seara și amână mai departe, că nu știau că se desfășoară, ei erau pasionați. Mai mulți au mai pus și aici, rămânem și noi, vedem, și lasă că nu mai plecăm, mâine. Da, și rămânem și pentru mâine. Și atunci este inevitabil să, exact cum spuneți, domnul Ciufle, să mulțumești pe toată lumea, n-ai cum. Foarte interesant, am observat iarăși de-a lungul anilor, dar parcă acum în ultimii 2-3 ani se vede mai pregnant chestia. Aproape fiecare pilot, cât de cât cu nume, are susținătorii lui care îl însoțesc prin țară. Exact. Deci iată ceea ce vedeam la televizor pe Eurosport sau pe alte canale. Au început să apară și la noi. Se întâmplă și în România. Piloții cu nume au acei fani, groupies, cum erau ei numiți la americani, care iată merg cursă de cursă alături de pilot. Îți aduc banii aici. Vin și cheltuie, să cazează, mănâncă, bea, alimentează mașinile. Noi aici trebuie să ne luptăm, să punem mâna, cu ghilimele de rigoare, să punem mâna pe acești oameni. Corect. Să știm că în fiecare an și să îi creștem, să le creștem, să le asigurăm condiții. Nu știu, poate pentru anul viitor vom găsi înțelegere și vom găsi financiar să o facem posibil să ducem și niște toalete ecologice acolo sus în munte. Ar fi ideal. Adică sunt multe lucruri de făcut. Nimeni nu spune că suntem perfecți și avem o competiție perfectă. E greu, dar... Este obligatoriu să le avem și astea nu o să mai fie nicio etapă de fără toalete ecologice. E obligatoriu. Chiar dacă noi am mai pus, am avut acel PECO, este obligatoriu de acum și... Da, vorbesc sus pe coastă pentru spectatori. Așa, pentru spectatorul să fie mai greu. Nu știu dacă o să reușim, ar fi foarte bine să reușim în câteva puncte cheie să mai punem. Nu e simplu și
Să vedem, poate s-o vor dota și primăriile, poate exact. Să mai fie ajutor. Deci targetul nostru n-a fost ăsta, să ajungem la un număr mare de mașini, de 94 de mai, 93 cu camionul și am zis, gata, ne oprim aici, bă, ce fericit suntem, am reușit. Nu, targetul este să mergem să perfecționăm acestea, că noi suntem siguri că nu e perfect. Din contră, avem multe, noi le vedem din spate, din față să vă prea puține. Da, corect. Mai comenta cineva că au rămas sacii de gunoi. Corect, sacii de gunoi rămân, pentru că noi ca organizatori avem totul planificat, vin mașinile după ce pleacă spectatorii, că nu o să vină în timpul cursei cu mașina de gunoi să strâng sacii. Este logic. Seara după ce s-a terminat tot, coboară mașina de materiale, că știți foarte bine că ați participat de câteva ori, vine mașina, strânge materiale, vine mașina, strânge sacii de gunoi. Da. A rămas totul curat, da, impecabil. Noi am pus în... Deci saci. Au fost saci de gunoi, n-au fost adică altceva. Adică totul s-a depozitat. S-a depozitat și s-au mai pus. Mai sunt spectatori care... Na, acum de regulă, pus nu. Să ducă 1, 2, 5, 10. Să știți că s-au educat oamenii care participă la astfel de competiții exact. Față de sălbatici și o spun... îndeplină cunoștință de cauză, ce erau acum 10 ani, s-au cizelat oamenii, participanții. Probleme la... de genul cum stăteau înainte, să duceau ei să stea pe marginea traseului și lăsau mașinile. Te trezeai cu ei pe traseu să vadă mașina, să vadă cum vine, cu anul telefonul ăsta chiar umană. N-am chiar mai s-au, avut chiar s-au cizelat. Da, pentru că mass media te ajută și în chestia asta, plus rețelele de socializare ajută foarte mult, că văd ce se întâmplă și în alte părți, la noi din fericire și nu numai la Rânca, la nivelul țării, competiție din țară, n-au fost evenimente grave, incidente, da, tragice. Dar în alte părți știți că se întâmplă. Am văzut, se întâmplă chiar recent, acum la Formula... Exact. Nu știu. La Formula 2. La Formula 2, da, da, un incident nefericit. Asta spun, deci ferește. Văd că se întâmplă și atunci aia să gândesc, bă, stai că nu de nebun vine ăla de la securitate și îmi spune nu sta aici, că e un pericol pentru tine. Noi știm pe unde, poate lui ca șoferii se pare ilogic ca mașina să ajungă de acolo până la el. Dar noi care știm ce înseamnă viteza și asta, noi știm că există acel risc și atunci trebuie să le eliminăm din start. Nu trebuie să lăsăm să ne, bă, poate n-ajunge. Nu, dacă noi știm că există riscul. Pentru că tot riscul... am pomenit de incidente, ne mutăm puțin spre partea pozitivă, adică la evenimente. Evenimente spectaculoase, bă, ieșiri în decor frumoase, cum le plac. Am avut ieșiri în decor, am avut ieșiri. Am avut puține, câteva puține. Ieșiri în decor, dar nu cu probleme, deci mașini... avariate și atât, nu. Nu am avut, fără piloți, ok. N-a fost niciun abandon din cauza asta să renunțe fost, să facă praf, cum a, nu. Da, pentru că au fost ani în care baia de ulei spartă, am avut cutie. Din fericire am acționat. Nu se poate fără ele, nu se poate. Acum materiale ne ajută foarte mult, a evoluat tehnologia și ne ajută foarte mult materiale absorbante, avem tot felul de, și pentru timp ploios și pentru vreme bună și acționăm imediat cu material absorbant, și eliminăm pericolul foarte rapid. De aceea timpii au scăzut, mai ca înainte, vii cu mătura, dă cu nisip, spală avem, cu pompierii. Avem foarte mulți oameni de intervenție pentru probleme de gen. Sunt deci echipe dacă pe tot se întâmplă traseu, ceva, de exemplu, să spargi o cutie de viteză și avem 100 de metri de... sau mai mult de 100 de metri, avem 3 mașini care vin imediat cu absorbant, cu tot ce trebuie și am rezolvat tot problema foarte repede. Foarte repede rapid. Am rezolvat-o și s-a rezolvat. Traseele, dacă nu să probleme, noi n-am avut mari, chiar foarte mari probleme, pentru că și traseul este o diferență mare de nivel. Este un traseu virajat, suntem în urcare tot timpul. Nu este un traseu de foarte mare viteză. Este un traseu foarte tehnic. Kilometri... Da, da, e unul dintre cele mai, printre cele mai lungi din țară. Da, și unul cel mai tehnic. Da. Ne concurăm cu cel de la Poiana, Brașov, care am spus mereu, dar eu zic că e mai frumos al nostru. La Poiana, Poiana îți dă chiar câteva senzații foarte mari de viteză, foarte, foarte, foarte mari. La noi vitezele sunt puțin mai mici și este foarte virajat și tehnic și se e pe cățărare și e mai frumos. Și plus că avem acel loc unde stau toți spectatorii și unde văd foarte mult, foarte mult, poate văd din traseu kilometri, 2-3 kilometri, vă dați seama, unde mai vezi în țară 2 kilometri sau 1 kilometru jumate. Da, vezi câteva un viraj. 12 sau și 13 se vede... Fostul, da, fostul, da, fostul, mai fostul 18. Acum e 18. Da, da, știu că s-au băgat intermediari, da. S-au băgat, acolo se vede... Da, se vede și acolo mult, toată lumea. Foarte mult. Dați seama ce ar însemna acolo să vii cu o tribună.
Și adică merge. Să pot face merge, multe lucruri. Din timp, da, merge. Făcute din timp, găsită înțelegere cu obștile. Cu da, trebuie vorbi cu obștile ca să da. Că e terenul lor și pot chiar mai mulțumim s-o și lor că ne-au ajutat tot timpul și nu, niciodată n-au fost împotrivă. Chiar dacă mai fost câteva discuții, dar ne-au iertat. Ne-au iertat, să zicem, între ghilimele cu iertat, pentru că facem ceva pentru acest județ și obștea este în cadrul județului și acum cred că înțeleg, că ar fi culmea să nu înțeleagă că, domne, un eveniment de mare amploare care îl are Gorjul, domne, mă pun în podi, nu se poate. Ce nume grele, ce nume cu rezonanță, nume puternice au participat în acest an la Rânca, i-ați obișnuit de-a lungul anilor, de-a lungul etapelor pe gorjeni, ca în fiecare an să vină oameni cu nume. Ca de obicei a fost top 10 în primul rând, au fost toți piloții de top din campionat, vorbim de Lucien Hora care poate nu mai îmbătrânește știe, dar nu mai îmbătrânește, chiar a declarat la un post TV național, spunea că a venit cu aceeași Lolita lui, mașina lui, numai că i-a schimbat rochia de pe ea, dar ea era fel de bătrână și ea și el, am da? Văzut declarația Mihai Leu, adică au fost piloții, Paul Andronic, Dani Oțil, da. Costi Stranic, Silviu Dumitrescu. Mari. Da, nume mari. Au venit toți pentru că nume toți mari, iubesc, mașini puternice. Toți iubesc acest traseu. Toți au declarat, doi, pe rând ca nu contează să câștigi. Ideea e să termin cursa. Da, atât corect. De, la pentru cât că, e de dificil unor traseu. Traseul ăsta e genul de traseu care nu te iartă. Cea mai mică greșeală și ai luat șanțul și riști să nu mai intri, să-ți mai faci mașina. Dar, v-am spus, din fericire am reușit noi ca organizatori, că acum spunem că noi am reușit lucrul ăsta, nu, piloții au reușit să nu ne pună nouă probleme, dar noi ca organizatori am reușit să terminăm fără evenimente grave, fără evenimente majore. Ieșirile în șanță, exact cum spuneați, fac deliciu publicului, pentru că sunt toți să ducă repede, da, să da, pună da, mâna, să ajute, wow, și, yeah, și toți fug să ajute, să tragă mașina din șanț. Poate că nu e ok să intervină ei, dar... Dar nu îi poți opri. N-ai ei cum, niciunde nu s-a reușit este, lucrul este ăsta. Firesc să... Niciunde nu s-a reușit, dar n-au creat probleme. Ieșirile în decor au fost chiar ok, în limita timpilor, pentru că orice ieșire în decor ne întârzie foarte mult pe noi și suntem legați de ceas. Poliția stă cu ochii pe ceas și pe noi. Haideți să dăm drumul, pentru că am avut și reclamații la 112 că ținem circuitul închis, cu toate că noi avem toate autorizațiile legal obținute, au sunat să ne reclame că închidem drumul. Lumea, mai sunt și care nu înțeleg. Sunt care nu înțeleg. Da, probleme așa de incidente și astea am avut în prima zi de sâmbătă, când a fost și antrenamente cronometrate și recunoașteri de traseu până s-au obișnuit și piloții, o parte care n-au venit pe aici, care nu erau foarte bine pregătiți pentru acest traseu, am mai făcut mașinile. Neacere. A doua zi a mers mai bine, chiar mai bine și n-am mai fost atâtea probleme și am reușit ca să... Știți că vorbeam la o emisiune înainte de acest eveniment. Mai există piloți care vin și nu fac măcar 2-3 recunoașteri înainte? Cred că mai sunt. Mi se pare incredibil. Traseul este și s-a dus buhul că este un traseu complex și tehnic. Da, înainte de competiție. Da. Adică mi se pare inadmisibil de minimă precauție. Probabil ei să nu faci de două ori traseul. Cred că perioada asta de sâmbătă, acele 4-5 urcări, normal 5 urcări conform programului trebuia să le avem, dar noi anul acesta datorită problemelor n-am reușit să le facem, că ni s-au terminat, am făcut 4 urcări. Cred că în alea 5 urcări o să învețe traseul. E riscant. Nu îl învață. Și cu cele două următoare, să zicem că 6 urcări. Aici trebuie să faci, să-și cunoști fiecare gropiță, fiecare denivelare, orice trebuie să cunoști de aici. De seama, orice. Un pilot gen Lucian Răduț, da, care vine de ani de zile la aleargă aici și e un pilot de peste top. 15 ani. Vine de miercuri, joi dimineață cel târziu, cu mașinuța lui, are o mașinuță micuță albă, continuul vezi în sus și jos. El cred că cunoaște și traseul. Și cunoaște destul de bine. Noi care am mers pe toate traseele, normal că le știu, doar le mai revizuie să văd ce s-a mai întâmplat într-un an. Da. Și vine, văd, domnule, e mai o groapă, mai e un viraj cu griblură, e ceva care... Deci, asta le înveți. Am crescut securitatea traseului, câțiva parapeți, niște zone care erau critice și mereu ne atrăgeau piloții atenția, piloții și organizatorii de la București și frasul noi, acolo există un risc. Ok, l-am înțeles, l-am securizat, au fost și ei mult mai relaxați, normal când vezi că ai parapet acolo și tu știind că nu l-ai avut când vii,
Deci, o, stai că, uite, ne-au ascultat, e bine. Și de asta toți iubesc rânca și știu și nimeni n-ar vrea vreodată să nu se mai țină acest traseu. Cu toate că sunt unii de a fost, a existat acest pericol să se încheie definitiv? Cred că în fiecare an există acest pericol. Din păcate. Din păcate, în fiecare an există acest pericol să nu se țină rânca. Din fericire, Don Ciuflă nu se lasă. Îl dai afară pe ușă, intră pe geam. Moare greu, cum s-ar spune. Da, greu de pensionat. Apropo de acest pericol, mi-aduc aminte clar că cel puțin într-un an ați reușit organizarea două etape. Adică au fost două etape la rânca. Da, cu câțiva ani se organizau două etape. Da. Nu, așa era atunci. Era vineri și duminică. Era două etape distincte, da. Federația împreună cu o parte din organizatori au propus și s-a aprobat să se facă o singură etapă. Cu toate că pentru piloți nu este bine, vă spun eu de ce nu este bine, pentru că au perioada, de exemplu, dacă au o etapă vineri și au ceva probleme cu mașina, sâmbătă pot să o remedieze pentru următoarea etapă. Ei acum, dacă au o problemă mai gravă, să zicem sâmbătă, nu știu dacă reușesc. Doi, mai este sâmbăta care e liberă, care mai poți, de exemplu, sâmbătă seara, cum făceam odată, făceam o masă festivă, făceam o întâlnire cu toată piloții, o seară de socializare, dacă exact, era un foc de tabără, puteam să facem orice. Da, 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 avea sâmbăta liberă, era liniștit omul acolo. Acum nu mai e, că sâmbătă dimineața trebuie să fie la... Și mi-aduc aminte de un mare petrecăreț, un pilot dintre cei amintiți de dumneavoastră, mare petrecăreț în acea tradițională seară de sâmbătă și cât de greu săracul s-a dezmedicit a doua zi. Nu-i dăm numele să ne facem omului publicitate. Cu siguranță sunt printre cei care au asistat la rânca și cei care vin an de an și doritori, oameni care s-ar apuca, dar împiedică fie resursa financiară, fie o sumedenie de factori. Ce ar trebui, în afară de foarte mulți bani, cuiva pasionat de motoare să se apuce de acest sport frumos? La modul oficial, adică să meargă să alerge în competiția de coastă 1. Da. Da? Foarte mulți bani. Nu, în primul rând trebuie să plece pe o școală de pilotaj. Deci prima dată, fără o școală de pilotaj, n-are voie să alerge. Dreptul legal de a concura. Dreptul legal de a concura. În primul rând, după ce obține acest drept, trebuie să meargă cu o mașină cu cai foarte puțin, deci cu o mașină cu până la 150 de cai putere. Și după aceea, după un an de zile, poate să meargă să înainteze, să crească. Toți care vor să se facă piloți, vor să meargă cu cea mai tare. Dacă poți să fie mașină de 600 prima. De cai, de 400, de 500, nu stăpânești deodată, da, indiferent ce spui, pentru că cursa e una, mergi pe stradă, e altceva. N-are nicio legătură a merge pe stradă și cu o cursă. Nicio legătură. Și mereu am dat exemplu Cristi, cred că lui Cristi la o emisiune anterioară i-am spus acest lucru, acum vreo câțiva ani buni, în ora aceea de deschidere a circulației, un tip cu un BMW s-a găsit el să facă drifturi drift, da, pe acolo și la un moment dat i-a cedat mașina între 12 și 13 cum erau. Evident, toată lumea a fost pe jos, pentru că omul a început cu scârți, cu plecari, cu demaraj, s-a terminat în primele 7 secunde. Adică urât, dacă n-ai mașina preparată, dacă nu știi ce și cum, cât ar fi mașina? Era un BMW, cât ar fi mașina de puternic? Cedează mașinile care au asistență, e pregătită pentru etapă, dar o mașină care face câteva tripuri. Din fericire n-am avut, în acest an n-am avut astfel de evenimente, haiduci care... Da, am avut o mașină, cum n-am avut în postul 18, o mașinuță. N-am mai lăsat o mașină pe traseu. Nu, o mașinuță mică de... A venit cineva cu mașinuțele alimentate pe etanol, nu știu cu ce merg, cu telecomandă, e și ăsta un sport. Și-a uitat acolo. Chiar frumos să-l vedem și la noi pe Cătălin, Târgu Jiu. Care a fost și for writer. Da? El aleargă, e de la noi din Târgu Jiu și aleargă în rally, în campionatul de raliu. Și mereu vine lângă noi, fiecare an ne pune mașina în centru, ne ajută cu promovarea și mereu aleargă ca for lighter. Și el are mașinuța aia nebună și a făcut spectacol cu ea. Dar ca și haiduci care să ne facă probleme pe traseu, au fost niște motocicliști polonezi sau nici mai știu ce națiile au vrut ei să depășească coloana, s-au lovit între ei, lucru care ne-a afectat foarte mult închiderea traseului. Am stat aproape o oră, dar s-au lovit reciproc. Unul a pus frână și ceilalți au uitat în el toți.
Da, dar s-au lovit, a trebuit să vină poliția să facă măsurători și ne-a întârziat o oră închiderea traseului și reluarea competiției. Asta în prima sau în a doua zi? Tocmai în ziua de competiție. Înainte de competiție, exact înainte de manșele de concurs. Dați seama prin ce stres am trecut noi. Pentru că nu poți să-i spui concurentului, să-i spui nu mai facem decât o urcare. Da, da, este dreptul lui. Grav, e grav. Dacă făceam treaba asta, gata, ne, nu mai aveam pilot la anul. Nu mai venea nimeni la anul. Ca să nu mai spun de timpii pe care trebuie să-i respectați la deschidere, la închidere, la traseul. Da. Adică clar nu vă puteți întinde dincolo, pentru că după aia sunt pe bune justificate reclamațiile. Exact. Și atunci am avut tot timpul ne-am luat, să știți, tot timpul mi-am luat o marjă de siguranță, gândindu-mă că, Doamne ferește, să nu se întâmple ceva și ca piloții să aibă cele două urcări. Deci obligatoriu trebuie să le facă. Dacă nu fac cele două urcări, este... E grav. Deci am avut un an în care a plouat și a fost o pată de ulei la finish și nu știu, eu sincer, din punctul meu de vedere, nu am fost... Deci eram organizator, dar n-am fost un factor de decizie la partea asta. Eu îi lăsam să urce. Deci din punctul meu de vedere aveau, dar cei de la securitate și directorul de concurs nu i-a lăsat și a făcut o urcare și a ieșit un scandal. Îmi dau seama ce tâmbălul. Un scandal care de fapt s-a revărsat asupra organizatorului, care noi și-am explicat și le-am spus și lor, fraților, eu n-am nicio vină, eu vă pun la dispoziție acest traseu, securitate, vă spun, securitatea dumneavoastră, securitatea celor care privesc, a spectatorilor. Asta este partea de organizare și tot ce e materiale și absolut ce se întâmplă pe acolo. Partea de decizie nu este a mea. Este a directorului sportiv, corect, a conducei cursei. Ei fac treaba asta. Este ca într-un stadion. Dar așa, în România decontează săracul cel care e al locului. Da. Da. Păi ce treabă le-am explicat? Mă, cum puteți să gândiți așa ceva? Ce treabă? Mamă, și ce aprinși sunt. Da, da, wow, foarte, și mai ales sportivi, mai ales în timpul competiției. Hai că după a doua zi, bă, se liniștește, gândește peste noapte, bă, e ok. Păi dar da, în timpul competiției sunt. Haideți să vă dau un exemplu. Un exemplu foarte. Acum ce s-a întâmplat? Când s-a spart acea cutie de viteză, am avut două tipuri de absorbant. Unul care era o culoare cum ar fi pământ, da, și unul care era alb. Știți ce a zis un pilot? Că am pus pământ de flori. Da, am dat cu pământ pe traseu. Da, în care i-am dat răspunsul. Poți să-ți arăt acel sac, să-l fotografiezi, să-l trimiți, să vezi că nu a fost și primul rând a fost atâta. A fost directorii, a fost șef securitate care au văzut că n-a fost pământ. El a numit pământ de flori, da, că l-a văzut el, culoarea pământului. Da, poți să vorbești așa ultima... ceva. Ultima... Da, un absorbant care de ultimă generație special, acum, special. Așa ceva. Da. Dar fiecare care vede din el zice, aoleu, cum poți să pui pământ? Deci și noi decontăm toate aceste lucruri. Absolut. Și noi, da, dacă un arbitru era dacă în parc și avea sticla de cafea în mână, și, dar era o sticlă de bere, dar avea cafea în ea, a băut bere în parc. Nimeni n-a zis, dom'le, e cafea, nu i-a spus, e cafea, omul era dimineața la... Cine dracu e nebun, doamne, da, să bea la ora. Vine la ora. Bere. Da. Nu. Așa este. Tot domnilor, am decontat-o și pe aia. Domnilor, da, firesc, în România am ajuns la final. Sincere felicitări pentru organizarea etapei de viteză traseu montan Cupa Gorjului acasă la Brâncuș. Sperăm să, ca pe viitor să nu vă mai confruntați cu atât de multe probleme, să spunem, de natură financiară, pentru că aici sau de aici pleacă totul. Sperăm ca autoritățile să ne fi auzit, să fi văzut ceea ce se întâmplă an de an la rând ca și beneficiile aduse de această competiție aici în Gorj și să vă asigure un suport și un sprijin financiar pe măsură, astfel încât să devină mult mai ușoare lucrurile în ceea ce înseamnă organizarea. La mai multe mașini să vă urez anul viitor, adică mulțumim, să avem la 100, de ce nu, fără incidente și multă putere de muncă în ultimele 3 luni înainte de pregătirea evenimentului, indiferent când va fi, domnule Ciufilă, că va fi tot în august sau poate septembrie-octombrie. Sigur o să-l facem la sfârșitul septembrie, am și discutat la conducerea, deci au existat discuții, federației, pentru că nu mai avem atâtea probleme. Corect. Adică ne facem o etapă frumoasă, elegantă și fără să... Fără să nu mai avem atâția doritori care să treacă pe Transalpina și să... Corect. Încă o dată mii de mulțumiri pentru prezență, mulțumim, multă putere noi, de muncă. Și noi mulțumim pentru că ne-ați invitat la emisiune. Mulțumim mult. Doamnelor, domnilor, o zi cât mai plăcută. La revedere! La revedere!
analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent.